Planta care tratează insomnia și depresia este leușteanul, care are numeroase beneficii asupra organismului nostru. El are efect antidepresiv și chiar poate juca un rol important în gestionarea bolii Alzheimer. Planta care tratează insomnia și depresia. Această plantă cu beneficii extraordinare ajută în lupta împotriva cancerului și previne pietrele la rinichi. Leușteanul, planta care tratează insomnia și depresia, ajută și în lupta împotriva cancerului, datorită proprietăților pe care le deține. E foarte bun leușteanul și tensiunea. E bun de toate leușteanul și unul de și tot un fel de medicament. Aliment și medicament leușteanul. Și eu orice ciorbă, leuștean, orice ciorbă pun leuștean. Îl bag iarna la oțet cu sare și pun. Mă simt foarte bine. Îți ușurează colesterolul și cei bolnavi de diabet, e bun. E foarte bun, e un bun liniștitor. Spuneți că ar trebui să folosească toate gospodinele leuștean. Da, da, cam toată lumea să consume leuștean. Se cultivă mai greu, adică nu e ca pătrunjelul și camararul. Leușteanul crește mai greu. Leușteanul crește greu, foarte greu. Iarna trebuie să-l acoperim ca să reziste până la anul. Dar sămânță și facem. Comercianții spun că leușteanul încă nu a apărut în piețe, însă oamenii sunt nerăbdători și deja vin să întrebe. Până atunci îl pot folosi pe cel uscat. E foarte căutat. Dar n-a apărut pe viață. Cred că luna lui martie. Și gospodinele le folosesc în mâncă? Da, la ciorbe. La fasolea uscată, cel mai mult. E căutat. Chiar au întrebat oamenii de el. Cred că nu mai au răbdare să iese. Mai multe studii arată că această plantă, leușteanul, are niveluri foarte ridicate de compuși fenolici, care, la rândul lor, au proprietăți antioxidante dovedite. Proprietățile acestea pot ajuta la protejarea celulelor împotriva efectelor toxice pe care le au radicalii liberi, care duc adesea la formarea tipurilor de cancer. Astfel, planta care tratează insomnia și depresia ne și protejează împotriva cancerului.